Pacea Domnului, bine ați venit la biserică, bine ați venit în casa lui Dumnezeu, bine ați venit în locul unde se cheamă numele lui Dumnezeu, bine ați venit după o săptămână de post, de rugăciune, după o săptămână în care am stat în prezența lui Dumnezeu, să mijlocim în prezența lui Dumnezeu, să ne luptăm în prezența lui Dumnezeu pentru Biserica Speranța și iată-ne aici să celebrăm, să ne bucurăm. Să ne bucurăm de ceea ce a făcut Dumnezeu în Biserica Speranța. Dar vreau să vă citesc câteva cuvinte care vorbesc despre Iisus Hristos. Versetul 11 din Isaia 53, te rog să afișez versetul 11. Zice, cuvântul lui Dumnezeu despre Iisus Hristos, despre robul lui Dumnezeu, că va vedea rodul muncii sufletului lui și se va înviora. Prin cunoștința lui, robul meu cel neprihănit va pune pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu și va lua asupra lui povara nelegiuirii lui. Dragii mei, uitați-vă la versetul ăsta. Iisus va vedea rodul suferințelor sale. Iisus în săptămâna asta de post și rugăciune, mai ales în viața celor care s-au implicat în lupta aceasta spirituală pentru Biserica Speranța, astăzi Iisus privește la rodul suferințelor. Dar nu doar pentru cei care s-au implicat. Am această convingere că astăzi și pentru cei care au fost pasivi și pentru cei care sunt aici, dragii mei, și cei care nu sunt mântuiți și sunt în locul ăsta, care nu-L cunosc pe Dumnezeu, cred că au venit în locul acesta pentru ca Iisus să-și vadă rodul suferințelor. În locul unde se cheamă numele lui Dumnezeu, oamenii vin pentru că înțeleg măreția lui Dumnezeu. Astăzi suntem la biserică pentru că Iisus vede rodul suferinței. Pentru că noi suntem rodul suferințelor Lui. Pentru că tot ce facem noi în biserică este datorită Lui. Pentru că tot ce putem noi face la biserică este datorită Lui. Pentru că orice cântare este pentru El, este prin El și este despre El. Orice îndemn la rugăciune, orice predică îl are în centru pe El. Dacă n-ar fi Iisus, ce rost ar avea viața noastră? Dacă n-ar fi Iisus, am fi doar niște oameni morali. Dacă n-ar fi Iisus Hristos, am fi doar niște oameni poate buni unii cu alții, dar în inima noastră ar rămâne păcatul, în inima noastră ar rămâne flăcările iadului pe care doar sângele lui Iisus Hristos le poate stinge. Dacă n-ar fi Iisus Hristos, dragii mei, am fi doar niște oameni care pot vorbi frumos de pe buze, dar în inima lor să fie doar ucidere, doar vorbe blasfemiatoare. Dacă n-ar fi Iisus Hristos, am fi niște oameni bine îmbrăcați la exterior, frumoși la exterior, îmbrăcați cu cele mai frumoase haine, cea mai bună cămașă, cei mai buni pantaloni, fustă, batic, ce vreți dumneavoastră, și pe interior să fim goi, dezgoliți de ceea ce e important. Pentru că, ascultați-mă, cel mai important în dimineața asta este cu cine te îmbraci, cu ce ești îmbrăcat de fapt spiritual? Ești îmbrăcat în Hristos? Ești îmbrăcat cu omul cel nou? Ești îmbrăcat în Iisus, în bucuria Duhului Sfânt? Dar și ce ar vrea să facem în dimineața asta? Pur și simplu să-i mulțumim lui Dumnezeu. Ești la cina Domnului. Ești la biserică. Nu-ți spun că ești sănătos sau nu. Îți spun că ești la biserică și cel mai mare har. Poți să fii la biserică bolnav. E mai mare har decât să fii sănătos într-un loc ca și patiseria de aceea pe colț. Poți să vii la biserică cu portofelul gol, dar să fii la biserică e cel mai mare har. Mai mare har decât omul care acum poate merge la bancomat și se sperie de suma imensă pe care o are de bani în bancomat, dar nu are pe Dumnezeu în inimă. Vreau să spun ceva, chiar dacă sună clișeu, chiar dacă sună banal, ești cel mai binecuvântat dintre toți oamenii că astăzi ești aici. Dacă te-ai putut trezi în dimineața asta fără dureri de cap, fără mahmureală, fără ca să-ți faci, și chiar dacă sună ciudat asta, fără ca să-ți faci teste de sarcină, cum sunt atâția oameni care fac, fără ca să te gândești ce ai făcut sâmbătă noaptea și să nu știi cum ai ajuns acasă, dar ești în locul ăsta cu mintea limpede, cu mintea curată, cu mirosul ăsta frumos de om care împrăștie mireasma lui Hristos în jurul lui. Ascultă-mă, ești un om binecuvântat. Nu știu dacă îți înțelegi asta. Uită-te în oraș, uită-te în lume, uită-te la oamenii care nu-L au pe Dumnezeu. Uită-te ce înseamnă binecuvântare pentru ei și ce înseamnă binecuvântare pentru noi. Astăzi, Biserica Speranța este mai mult decât binecuvântată în Dumnezeu. De aceea, hai să ne ridicăm în picioare.
Și vrem să facem din ziua de astăzi o zi dedicată lui Iisus, o zi dedicată lui Hristos, o zi dedicată mulțumire. Dragii mei, am stat în luptă spirituală pentru biserică. Acum, în această zi, aș vrea să terminăm într-un fel lanțul nostru de post și rugăciune cu mulțumire. Cu mulțumire pentru că noi, Biserica Speranța, suntem rodul suferințelor lui Hristos. Noi, Biserica Speranța, suntem cei pe care Hristos i-a câștigat cu prețul vieții sale. Noi, Biserica Speranța, suntem oamenii care beneficiază de lucrarea Duhului Sfânt. Noi, Biserica Speranța, suntem oamenii care am fost mulși de pe buza iadului și aduși în împărăția Fiului lui Dumnezeu, Iisus Hristos. Noi suntem o biserică, de fapt, noi suntem niște oameni binecuvântați, suntem poporul ales al lui Dumnezeu. Dragii mei, chiar dacă sună ciudat, în Biserica Speranța și nu doar în Biserica Speranța, aici în Biserica Speranța și în viețile noastre, Dumnezeu, ca în viața lui Iosif, poate să facă un gosen. Dumnezeu binecuvântează copiii lui. De aceea vreau să-i mulțumim lui Dumnezeu. Vreau să stăm în mulțumire pentru jertfa lui, pentru mântuirea pe care ne-a dat-o, pentru biserica pe care ne-a dat-o. Suntem binecuvântați din toate punctele de vedere. De aceea, hai să intrăm în rugăciune. Hai să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru privilegiul de a fi copiii lui, pentru privilegiul de a fi în Biserica Speranța, pentru privilegiul de a ne apropia de cina Domnului, de trupul și sângele lui. Este un privilegiu datorită lui. Se datorează totului. De aceea, hai să intrăm în rugăciune, hai să intrăm în mulțumire, hai să mulțumim Domnului.
ți-a spălat picioarele, acum ne închinăm. Cel ce păcatul ne-a purtat, în slavă Yeah.
prin El trăiesc acum și proclam victoria. El rege în viat, viața sa mi-a dat. Lăudați, slăviți și binecuvântați să fie Domnul! Dragii mei, este o dimineață aducere aminte a tot ceea ce Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a făcut pentru fiecare dintre noi. Este o dimineață în care ne aducem aminte că El, pentru fiecare dintre noi, a acceptat să stea pe lemnul de cruce în dealul Golgotei. Și Sfânta Scriptură ne spune că prin rănile Lui, noi suntem tămăduiți. Mântuitorul nostru Iisus Hristos, cât a fost pe pământ printre oameni, stând de vorbă cu cei care îl urmau, le spune la un moment dat: veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Și pe paginile Sfintei Scripturi avem exemple de oameni care au pus în practică lor acest cuvânt. Atunci când au avut un necaz, atunci când au avut o problemă, au mers la Iisus Hristos. Au strigat înspre Iisus Hristos și Iisus Hristos este Cel care n-a rămas nepăsător. Iisus Hristos este Cel care s-a implicat, este Cel care a dat rezolvare problemelor lor. În Evanghelia după Marcu, în capitolul 2, ni se spune că după câteva zile Iisus s-a întors în Capernaum și, auzindu-se că este în casă, s-au adunat așa de mulți că nu putea să-i mai încapă locul dinaintea ușii. El le vestea cuvântul. Au venit la el niște oameni care i-au adus un slăbănog purtat de 4 inși. Fiindcă nu puteau să ajungă până la el din pricina norodului, au desfăcut acoperișul casei unde era Iisus și după ce l-au spart, au coborât pe acolo patul în care zăcea slăbănogul. Versetul 5. Când le-a văzut Iisus credința, a zis slăbănogului: fiule, păcatele îți sunt iertate. Unii din cărturari care erau de față se gândeau în inimile lor: cum vorbește omul acesta astfel? Hulește! Cine poate să ierte păcatele decât numai Dumnezeu? Îndată, Iisus a cunoscut prin Duhul Său că ei gândeau astfel în ei și le-a zis: pentru ce aveți astfel de gânduri în inimile voastre? Ce este mai lesne? A zice slăbănogului: păcatele sunt iertate? Ori a zice: scoală-te, ridică-ți patul și umblă? Dar ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, ție îți poruncesc, a zis el slăbănogului: scoală-te, ridică-ți patul și du-te acasă. Și îndată slăbănogul s-a sculat și a ridicat patul și a ieșit afară în fața tuturor, așa că toți au rămas uimiți și slăveau pe Dumnezeu și ziceau: niciodată n-am văzut așa ceva, binecuvântat să fie Domnul. Probabil că ați intuit pentru ce aș vrea să ne rugăm în continuare. Să mijlocim și noi pentru cei ce trec prin boală, prin necaz, prin suferință. Slăbănogul n-a putut să meargă singur la Iisus, dar a avut 4 prieteni care au trecut peste toate obstacolele, pentru că ei știau un lucru, că dacă vor reuși să ajungă la Iisus Hristos, prietenul lor poate fi vindecat. Dragii mei, haideți și noi în dimineața zilei de astăzi să trecem peste toate obstacolele care ar putea să vină, poate în mintea noastră. S-ar putea să vină gândul acesta: de atâtea ori ne-am rugat pentru cei ce sunt pe acea listă și n-am văzut nimic. Haideți să trecem peste această barieră și să credem că Dumnezeul nostru poate, că Dumnezeul nostru nu s-a schimbat. Cel ce a fost ieri este astăzi și va fi în veci, binecuvântat să-i fie numele. Să-i aducem înaintea lui Dumnezeu, pentru că Sfânta Scriptură sunt cuvintele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care spune așa: cereți
și vi se va da. Căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide. Căci oricine cere capătă, cine caută găsește și celui ce bate îi se deschide. Haideți și noi în dimineața zilei de astăzi să batem la ușa îndurării Harului lui Dumnezeu și să rugăm, Doamne, intervino Tu în fiecare caz de boală în parte, în fiecare problemă în parte, intervino Tu. Și, Doamne, vrem doar atât să spunem: voia Ta. Voia Ta și numai voia Ta să se facă, pentru că știm că voia Ta este cea bună, plăcută și desăvârșită. Am primit aici un bilet în care ni se spune așa: vă rog să vă rugați pentru nepoții mei Caleb și Avram, să le dea Dumnezeu sănătate și creștere aleasă și curată. Sunt bolnavi amândoi, azi noapte au fost la urgențe. Ne rugăm ca Dumnezeu să intervină. Ne rugăm ca Dumnezeu să-și pună mâna Sa ocrotitoare peste viețile acestor doi copii și Dumnezeu să lucreze în voia și în planul Său. Dacă dumneavoastră mai aveți cauze pe care doriți să le aduceți înaintea lui Dumnezeu, pe lângă acea listă pe care cred că ar fi bine să o afișați, să o vedem și să-i numim pe fiecare în parte, să mijlocim pentru ei înaintea lui Dumnezeu, dacă dumneavoastră mai aveți cauze, cu toată îndrăzneala, anunțați-le înaintea bisericii, dar ceea ce este mai important, înaintea lui Dumnezeu. Nu că Dumnezeu nu le știe, pentru că noi știm că Sfânta Scriptură ne spune că noi avem un Dumnezeu ce știe totul, poate totul, cunoaște totul, binecuvântat să-i fie numele. Dumnezeu să lucreze El. Dumnezeu să lucreze. La Dumnezeu există rezolvare pentru orice boală și orice suferință. Nu știm însă care e planul Lui. Dorim ca în toate planul Lui să se facă. Dumnezeu să lucreze și Dumnezeu să intervine. Haideți așa cum stăm să plecăm fețele și să mijlocim pentru cei bolnavi.
Și ce spune Iisus celui slăbănog, continuarea? Du-te, nu mai păcătui, ca să nu ți se întâmple ceva mai rău. Vreau să te întreb ceva în dimineața asta. O intervenit Dumnezeu în viața ta? O intervenit Dumnezeu în viața ta de închinare săptămâna asta? Pentru că așa e ce ciudate din omul care nu se putea ruga. Ai venit la lanțul de rugăciune și te-ai putut ruga? O oră poate? Așa e ce ciudat că din omul ăla poate care nu mai credea nimica, care nu mai avea nicio speranță, Dumnezeu a făcut un om care să aibă speranță. Și ce spune Iisus în dimineața asta? Nu mai păcătui ca să nu ți se întâmple ceva mai rău. Nu te mai întoarce în spate. Ascultați-mă, în dimineața asta mulți dintre noi ne întoarcem înapoi. Dimineața asta m-am așteptat poate să fie o dimineață a biruinței. Și ce mi-a zis Dumnezeu? E o dimineață a luptei. Nu e o dimineață a biruinței gratuite. E o dimineață în care trebuie să luptați. E o dimineață în care trebuie să alegeți. Vă întoarceți înapoi și starea voastră devine mai rea ca cea dinainte, sau continuați înainte? Ce faci în dimineața asta? Stai împietrit, lemnit acolo în duhul tău, împietrit, sau lupt să vii în față, sau lupt să înaintezi? Ascultă-mă, dacă nu vei înainta, nu o spune eu, o spune Dumnezeu. Dacă nu vei înainta, o spune cuvântul lui Dumnezeu. Dacă te vei întoarce înapoi, starea ta va deveni mai rea. De ce crezi că nu se poate aplica vieții tale, vieții mele în dimineața asta? Uită-te la tine, uită-te la noi, uită-te la toată bucuria pe care ai adunat-o poate în suflet și uită-te cum dacă te întorci înapoi, toată bucuria e disipată. De ce? Crezi că diavolul astăzi stă și doarme? Crezi că diavolul stă și doarme în viața ta? Crezi că diavolul nu se luptă pentru viața ta? Crezi că diavolul nu se luptă pentru închinarea ta? Crezi că diavolul nu vrea să te facă să stai tăcut? Eu nu vreau să stau într-o biserică moartă. Eu nu vreau să stau într-o biserică care nu se roagă. De ce? Pentru că am văzut Biserica Speranța. Ce înseamnă Biserica Speranța? Biserica Speranța înseamnă pace, bucurie și putere în Duhul Sfânt. Asta am văzut. Asta cred despre voi, frații mei, surorile mele. Asta am văzut în dumneavoastră. Asta vede Dumnezeu în biserica noastră. De ce ne întoarcem înapoi? De ce dăm pași înapoi? De ce ne cramponăm înapoi în stările noastre? Când am gustat din Duhul Sfânt, când am gustat din putere, când am văzut că dacă faci un pas prin credință, când nu simți, când toată inima ta e împotriva închinării, când tot diavolul, când tot iadul stă împotriva închinării tale și ai văzut că făcând un pas Dumnezeu te binecuvântează, de ce astăzi dai înapoi? De ce după ce ai experimentat vineri, dai înapoi astăzi? De ce după ce ai experimentat joi, miercuri, marți, luni la rugăciune, dai înapoi astăzi? De ce după ce ai experimentat în săptămâna asta de post și rugăciune, biruință în anumite domenii spirituale, astăzi dai înapoi? De ce? Pentru că starea ta din urmă va fi mai rea decât cea din tâi. Asta spune Iisus. În dimineața asta, știi ce vreau să facem, dragii mei? Vreau să fac împreună cu dumneavoastră, pur și simplu să strig la Dumnezeu. Eu nu vreau să stau într-o biserică care nu se poate închina. Eu nu vreau să stau într-o biserică care nu-i biserica mea asta. Biserica Speranța e altfel. Biserica Speranța știu că e altfel. Biserica Speranța știu cum e marțea. Biserica Speranța știu cum au fost vineri. Biserica Speranța știu cum era când eram jos la rugăciune, dar și aici la rugăciune. Biserica Speranța știu cum era în duminicile în care Duhul Sfânt coboară. Dar ascultați-mă, îl dorim pe Dumnezeu? Îl dorești în dimineața asta? Știu cum te rugai, soră, știu cum te rugai, frate. Ascultă-mă, în dimineața asta e o luptă pentru tine și alege ce vrei să faci, să te poziționezi de partea biruitoare, adică lui Iisus, și să mergi prin credință, sau să te lași de partea diavolului care spune nu-i duminica potrivită pentru tine, nu-i ziua potrivită pentru tine, nu funcționează bine duminica asta, las că o să vină seara, las că o să vină marți și o să te poți ruga, las că o să vină joi și o să te poți închina, las că o să vină duminică și o să te poți închina. Ascultă-mă, astăzi este ziua. Astăzi e ziua pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru noi. De aceea, hai să ne închinăm, hai să ne rugăm. Știu că poate insist, știu că poate insist, dar vreau să insist, pentru că vreau să plec de aici cu Dumnezeu în inimă, dar nu doar așa o fărâmă, nu doar să spun Dumnezeu fă la biserică. Vreau să-L văd pe Dumnezeu aici. Vreau să-L văd pe Dumnezeu în închinarea bisericii. Vreau să-L văd pe Dumnezeu în voi, în noi. Vreau să văd prezența lui Dumnezeu. De aceea știu că trebuie
bă, o luptă, de aceea hai să luptăm, hai să ne închinăm, hai să ne rugăm, hai să intrăm într-o luptă spirituală în care spune lui Dumnezeu, Doamne, nu mai vrem să ne întoarcem înapoi, nu mai vrem să dăm înapoi, vrem să fim biruitori peste păcate, peste stări, peste orice uneltire a diavolului, vrem să fim biruitori, hai să ne rugăm pentru asta, Doamne, vrem să fim biruitori în dimineața asta, vrem, Doamne, să vedem. Thank you.
Credeți, iubită biserică, chiar dacă începe cântarea, noi să nu ne oprim. Cântarea asta este despre regele regilor, despre faptul că rătăceam prin întuneric, dar, dragii mei, Iisus ne-a găsit. De aceea nu vreau să ne oprim, nu vreau să ne oprim, nu vreau să ne rupim din rugăciune, ci vreau să stăruim înaintea lui Dumnezeu. Chiar dacă trupul nostru nu-i bine, chiar dacă poate inima noastră nu-i bine, în seara asta Dumnezeu să ne vindece prin cântare, Dumnezeu să ne vindece dimineața asta prin rugăciune și noaptea de peste mintea noastră să o înlăture. Hai să intrăm în rugăciune cu cântare. Rătăceam prin întuneric, nici speranță nu aveam, dar din ceruri, prin al păcii, milă Tu ne-ai arătat. Împlinind de plin Scriptura, din Fecioară Te-ai născut, părăsindu-ți tronul slavei, jos în iesle Te-ai smerit. Glorie Tată, Fiul și și ce mor s-a ridicat, îngerii Te-au adorat, iar acei ce vor veni, înnoiți în timp vor fi. Iar acum biserica, prin Duhul Sfânt s-a ridicat, adevărul va fi dus până la margini de pământ. Doar prin sângele salvări, eu sunt liber de păcat, și în dragostea Lui mare sunt pe veci răscumpărat.
Amin. Vă invit să reocupați locurile în prezența lui Dumnezeu și, dragii mei, continuăm să ne închinăm în prezența Domnului, continuăm să ne rugăm, suntem obișnuiți deja cu rugăciunea, de aceea îl invit pe fratele Aurel să ne motiveze la încă o rugăciune. Vrem să ne rugăm în dimineața asta, vrem să stăm în părtășie cu Dumnezeu, de aceea, fratele Aurel, haideți aici în față pentru a ne motiva la încă o rugăciune. Binecuvântat să fie Domnul! Psalmul 23 începe așa. Domnul este păstorul meu. Nu voi duce lipsă de nimic. Și apoi continuă. Aș vrea să spun astăzi că Domnul este păstorul nostru al tuturor, slăvit să fie numele Lui. Și aș vrea să vă spun că astăzi noi vom sta la masă cu El. De aceea mă rog ca Dumnezeu să binecuvinteze biserica întreagă, să lase pacea Lui în inimile noastre. Noi vrem să stăm la masă cu El, pentru că, spune apoi versetul 2, El mă paște în pășun verzi, mă duce la ape de odihnă. Cu alte cuvinte, ne hrănește pe fiecare dintre noi. Slăvit să fie numele Domnului. Și dacă suntem aici, El vrea să umblăm pe căile Lui. Căile Lui, dacă vă uitați în Biblie, veți găsi foarte multe versete care ne vorbesc despre căile Lui Dumnezeu. Căile Lui Dumnezeu sunt căile luminii, căile vieții, căile păcii, căile drepte, căile sfinte. Sunt o grămadă de lucruri, de versete care ne vorbesc despre căile Domnului. Și aș vrea ca Dumnezeu să ne ajute să umblăm pe căile Lui, să nu umblăm pe alături, să umblăm pe calea cea strâmtă, pentru că la capătul cărării celei strâmte se găsește o poartă strâmtă și aș vrea ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. Dacă vrei ca Domnul să fie păstorul tău, nu trebuie să te temi de nimic, pentru că spune cuvântul Domnului, nu ne temem de nimic, căci Tu ești cu noi, El e cu noi în fiecare zi, slăvit să fie numele Lui. Noi uneori ne pare că Dumnezeu ne-a părăsit, nu ne-a părăsit. Dumnezeu e cu noi în fiecare zi. Dumnezeu e cu voi în fiecare zi, e aici prezent în adunare, slăvit să fie numele Lui. Că nu ne închinăm toți la fel sau ne închinăm diferit înaintea Lui altceva, dar Dumnezeu e prezent în adunare. Apoi, Domnul e păstorul meu și e păstorul tău dacă ierți, dacă iert, pentru că asta vrea Dumnezeu de la noi, să iertăm din toată inima, Dumnezeu să ne binecuvinteze, să ne ajute să putem veni la masa Lui, să ne hrănim la masa Lui iertând. Și nu în ultimul rând, noi trebuie să-L iubim pe Domnul din toată inima noastră. Te iubesc din inimă, Doamne, tăria mea, spune un psalm. Și altul începe, iubesc pe Domnul căci El aude. Glasul meu, cererile mele, slăvit să fie numele Domnului. Am vrea să ne rugăm pentru lucrul acesta și am vrea ca Domnul să fie păstorul nostru. Domnul să fie păstorul nostru, pentru asta trebuie să stăm la masa Lui, trebuie să umblăm pe căile Lui, trebuie să iubim, trebuie să iertăm și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Haideți să ne ridicăm în picioare și să ne rugăm cu toții și Dumnezeu să ne asculte rugăciunea. Amin.
Vă invit doar preț de câteva momente să reocupați locurile. Imediat ne apropiem de cea de-a doua parte, imediat o să cântăm cântare specifică pentru colectă sau momentul specific pentru colectă, dar înainte de acest moment, de regulă venim cu anunțurile înaintea dumneavoastră, asta facem și astăzi. Sunt importante datele despre marți și joi. Marți ne vedem la rugăciune. În fiecare marți, biserica noastră are un timp de rugăciune, are un timp în care stăm în prezența lui Dumnezeu. De asemenea, în fiecare joi stăm în prezența lui Dumnezeu, în prezența cuvântului, în prezența rugăciunii, în prezența închinării, de fapt în prezența lui Dumnezeu. Marți și joi de la ora 18. Duminică, de asemenea, dimineața de la ora 10, așa cum vedeți, și seara de la ora 18. Dar pe lângă aceste anunțuri, dragii mei, reluăm și probabil la un anumit timp sau la cina Domnului sau în anumite momente specifice, reluăm anunțul cu privire la bilețelele, la cardurile de informare. Avem aici o poză, da, cei care vedeți cel mai bine acolo scrie completează-le și pune-le în sacul de colectă. Nu o să le punem în sacul de colectă astăzi și în general nu o să le punem în sacul de colectă decât în cazuri specifice, dar noi preferăm și avem acolo la ieșire pe stânga o cutie și cu ocazia asta, chiar dacă sună ciudat, vă rugăm paharele după ce le consumați, dacă nu puteți bea apa, vă rugăm ieșiți până afară, aruncați apa, aruncați paharul la coșul de gunoi, masa aceea, iertați-mă că spun asta, masa aia nu-i coș de gunoi. Masa aia e o masă pe care își pun fetele de la primire anumite obiecte, masa aia poate să spui poșeta până bei un pahar de apă, masa aia are alte scopuri și în dimineața asta măsuța aia are scopul de a avea acolo o cutie, cutie mică, nu trebuie o cutie mare pentru că biletele astea nu sunt mari, le putem împătura foarte ușor și acolo să le lăsați. Trebuie să vorbim astăzi, ne vom întâlni cu comitetul să vedem specific când o să ne rugăm pentru primul bilețel și anume rugăciunile, cauzele de rugăciune, pentru că nu vrem să rămână doar în cadrul slujitorilor anumite cauze, decât dacă dumneavoastră cere specific asta, ca rugăciunile pentru dumneavoastră să fie strict private, strict personale, dar noi nu vrem să fie doar așa, vrem ca o dată pe lună, cel puțin, să avem un moment cu biserica de rugăciune pentru cazurile, cauzele, pentru persoanele care scrise pe acele bilete, cauze care nu sunt neapărat pe listă, cauze care nu sunt specifice pentru biserica noastră. Vrem să avem un timp de rugăciune specific, poate la cină, poate cina următoare, o să avem un astfel de moment. De asemenea, da, deja am spus ce se face cu cardul acela, e simplu, completați cauza dumneavoastră de rugăciune, numele dumneavoastră și telefonul dumneavoastră. De ce? Putem să vă contactăm. Acolo la nume și la telefon, dragii mei, mai există încă un lucru. Dacă știți pe cineva bolnav din biserica noastră, dacă știți pe cineva bolnav care n-a mai venit de mult timp la biserică, de care poate slujitorii bisericii n-au amintit niciodată la rugăciune, vă rog, scrieți persoana aia, scrieți-i numele, scrieți-i numărul de telefon, boala de care suferă, pentru că prin cardurile astea, prin caietelele astea, încercăm să ne comunicăm mai bine și încercăm să nu mai fie tot felul de discuții, că păstorii nu-și păstoresc turma. Și metoda asta ne poate ajuta foarte bine, ne poate ajuta ca să putem fi mai conectați, să putem afla la timp de anumite probleme. De aceea scrieți-vă numele, dacă aveți nevoie de ungere cu un de lemn, dacă aveți nevoie ca păstorii să vină la dumneavoastră, scrieți acolo, scrieți am nevoie de ungere cu un de lemn, numele dumneavoastră, telefonul, veți fi contactat, venim acasă dacă trebuie, vor veni frații slujitori acasă. De asemenea, al doilea carnețel este carnețelul de contactare, de conectare. Prin acest carnețel vrem să ne conectăm cu dumneavoastră, și anume avem 4 moduri. Vreau să-L cunosc pe Dumnezeu, vreau să mă implic ca voluntar, vreau să-mi predau viața Domnului, am nevoie de consiliere. Dragii mei, vrem ca biserica noastră și pe calea aceasta să aibă parte de asistență pastorală. Vrei să cunoști mai multe despre Dumnezeu? Am trecut printr-o săptămână de post și rugăciune. Poate ai auzit adesea anumite concepte în biserică, nu le înțelegi. Treci acolo, vreau să cunosc mai multe despre Dumnezeu. Numele tău, numărul de telefon, vei fi contactat în cel mai scurt timp. Ai nevoie de consiliere.
Poate ți-e rușine, poate din cauza îmbulzelii nu dai de oamenii lui Dumnezeu de aici, de frații diaconi, de frații păstori, nu dai de ei. Ori ai plecat tu mai repede, lasă un bilețel, am nevoie de consiliere și vei fi contactat, te vom pune în legătură cu slujitorii cu care poate tu vrei să discuți. De asemenea, vreau să-mi predau viața Domnului. Ei bine, există anumite momente, da, am avut în biserica noastră momente de chemare specifică, de predarea vieții în mâna lui Dumnezeu. Credem că există predici, există momente, există joi, există marți, carnețele astea vor fi tot timpul aici. Există momente în care nu este nimic ca poate special, poate nu este nicio seară de evangelizare și Dumnezeu îți vorbește. Dumnezeu te cheamă la pocăință, Dumnezeu te cheamă să-ți predai viața. Un mod prin care o poți face și un mod prin care poți să ceri ajutorul pentru următorii pași este să completezi carnețelul ăla, să bifezi acea căsuță și să vrei să-ți predai viața în mâna Domnului. De asemenea, vreau să mă implic ca voluntar. Biserica noastră are 7 departamente momentan care au nevoie de oameni, de resurse umane. Vrei să te implici ca voluntar? Bifează, puneți numele, puneți numărul de telefon. Te vom contacta, vom vedea preferințele tale, vom vedea caracterul tău, vom vedea darurile tale, vom analiza și în funcție de dorințe și de abilități, vom găsi cel mai potrivit departament în care dumneavoastră să vă puteți implica. De asemenea, încă un carnețel important, carnețelul de notițe. Știu că poate părea așa o mândrie, nu? Predică ăștia pe aici și vor ca să le luăm notițe. Nu-i pentru asta. Cum am spus și data trecută, dacă există o idee, dacă există un cuvânt profetic, dacă există o idee profetică din mesajul Scripturii, pentru că tot timpul există, doar noi să ascultăm, indiferent cine predică, indiferent de unde predică, există un moment în care Dumnezeu îți vorbește personal. Cred asta cu tărie. De aceea există momente în care poate nu scrii toată predica, deși poate fi un exercițiu bun pentru noi să scriem, să memorăm anumite principii din predică, pentru că, vedeți dumneavoastră, astfel se împământenesc în noi, astfel prind rădăcină noi. Da, nu e o rușine la 70 de ani, nu e o rușine la 17 ani, nu e o rușine la 40 de ani să iei notițe, nu e o rușine. Și vă rugăm, cei cu copii, știu, și Sofie tentată, mai ales când le vede așa colorate și mai ales când vede spațiul ăla liber să deseneze, vă rugăm, bilețelele astea nu sunt pentru desenat, bilețelele astea nu sunt pentru a umple timpul copiilor, bilețelele astea nu sunt pentru a aruncat, bilețelele astea au un scop. Scopul este ca biserica să se închege mai bine și să putem face lucrarea împreună, cum zice cartea Evrei, păstorii să nu sufere, turma să nu ducă lipsă. Așa vrem să facem lucrare, de aceea punem și mijlocul ăsta de informare la îndemâna bisericii, de conectare la îndemâna bisericii. Dragii mei, acum urmează partea de colectă, după aceea urmează să începem să dăm startul seriei din viața lui Iosif, calificat sau descalificat. Vreau acum să vă invit să vă ridicați în picioare, cântăm o cântare spre slava lui Dumnezeu, dăruim lui Dumnezeu cu inimă bună, iar după aceea ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Iar dacă în timpul mesajului, dacă la sfârșit vrei să completezi unul din cele 3 cartonașe, ai toată libertatea să faci și toată libertatea să le lași acolo la ieșirea bisericii. Domnul să ne binecuvânteze! Oh,
aromă fain pentru mesajele care o să le ținem în biserica noastră despre viața lui Iosif. Și așa cum ați văzut în promo, e vorba despre a fi calificat sau a fi descalificat în prezența lui Dumnezeu. Vreau să citim o parte din capitolul 37. Vom predica în schimb despre tot capitolul 37 și începem cu versetul 2, pagina 41 în Sfânta Scriptură. Uitați cum începe cuvântul lui Dumnezeu. Iată istoria lui Iacov. Iosif, la vârsta de 17 ani, păștea oile cu frații lui. Băiatul acesta era cu fiii Bilhei și a Zilpei, nevestele tatălui său. Și Iosif spunea tatălui lor vorbele lor cele rele. Israel iubea pe Iosif mai mult decât pe toți ceilalți fii ai săi, pentru că îl născuse la bătrânețe și a făcut o haină pestriță sau o haină colorată, o haină interesantă, deosebită. Frații lui au văzut că tatăl lor îl iubea mai mult decât pe ei, pe ei toți, și au început să-l urască. Nu puteau să-i spună nicio vorbă prietenească. Iosif a visat un vis și l-a istorisit fraților săi, care l-au urât și mai mult. El i-a zis: ia ascultați ce vis am visat. Noi eram la legatul snopilor în mijlocul câmpului și iată că snopul meu s-a ridicat și a stat în picioare, iar snopii voștri l-au înconjurat și s-au aruncat cu fața la pământ înaintea lui. Frații lui i-au zis: doar n-ai să împărățești tu peste noi, doar n-ai să ne cârmuiești tu pe noi. Și l-au urât și mai mult din pricina viselor lui și din pricina cuvintelor lui. Iosif a mai visat un alt vis, al doilea vis, și l-a istorisit fraților săi. El a zis: am avut un vis. Soarele, luna și 11 stele se aruncau cu fața la pământ înaintea mea. L-a istorisit tatălui său și fraților săi. Tatăl său l-a mustrat și i-a zis: ce înseamnă visul acesta pe care l-ai visat? Nu cumva vom veni eu, mama ta, frații tăi să ne aruncăm cu fața la pământ înaintea ta? Frații săi au început să-l pismuiască sau să-l invidieze, dar tatăl său a ținut minte lucrul acesta. Frații lui Iosif se dusese la Sihem ca să pască oile tatălui lor. Israel a zis lui Iosif: frații tăi pasc oile la Sihem, vino, căci vreau să te trimit la ei, iată-mă, sunt gata, a răspuns el. Israel i-a zis: du-te, rogu-te și vezi dacă frații tăi sunt sănătoși și dacă oile sunt bine și adun vești. L-a trimis astfel din Valea Hebronului și Iosif a ajuns la Sihem. Continuă cuvântul lui Dumnezeu, vorbește despre faptul că Iosif ajunsese în Sihem, dar oamenii aceia nu erau acolo, merge la Dotan. Și cuvântul lui Dumnezeu continuă și vedem cum Iosif este dat în mâna fraților și citim ultima parte. Ruben s-a întors la groapă și iată că Iosif nu mai era în groapă. El și-a rupt hainele, s-a întors la frații săi și a zis: băiatul nu mai este, ce mă voi face eu? Ei au luat atunci hainele lui Iosif și, junghind un țap, i-au înmuiat haina în sânge. Au trimis tatălui lor haina cea pestriță, punând să-i spună: iată ce am găsit, vezi dacă este haina fiului tău sau nu. Iacov a cunoscut-o și a zis: este haina fiului meu, o fiară sălbatică l-a mâncat. Da, Iosif a fost făcut bucăți. Și s-a rupt hainele și-a rupt hainele și-a pus un sac pe coapse și a jălit multă vreme pe fiul său. Toți fiii și toate fiicele lui au venit ca să-l mângâie, dar el nu voia să primească nicio mângâiere, ci zicea: plângând mă voi coborâ la fiul meu în locuința morților, și plângea astfel pe fiul său. Madianiții l-au vândut pe Iosif, l-au vândut în Egipt lui Potifar pe Iosif, un dregător al lui Faraon, și anume căpetenia străjerilor. Până aici cuvântul lui Dumnezeu, vă invit să reocupați locurile. Dragii mei, așa cum începe capitolul 37, te aștepta ca acest capitol să fie despre Iacov, despre altceva decât despre Iosif, dar aici începe cea de-a zecea parte a cărții Apocalipsa. E bine, Apocalipsa, Geneza. În cartea Geneza avem 10 părți, 10 istorisiri, 10 genealogii, 10 povești distincte. Începând cu crearea oamenilor, se cheamă, tehnic vorbind, toledoturi, anumite povești, anumite istorisiri, anumite momente din viața oamenilor lui Dumnezeu. Vedem povestea lui Avram, povestea lui Isaac, Iacov și mai apoi începe povestea lui Iosif, povestea care un autor german, Thomas Mann, reușește să scrie 2 volume despre Iosif și frații săi, 2 volume care sunt catalogate drept niște opere epice, niște opere foarte frumoase. Dar și dacă te uiți doar în cuvântul lui Dumnezeu, vezi că autorul
Genezei, cel mai probabil fiind Moise, autorul Genezei reușește cu cea mai bună măiestrie să țiasă într-un fel firul ăsta narrativ a povestii lui Iosif. Dacă începi să citești cartea Geneza și ajungi la capitolul 37 până la ultimul capitol, până când Iosif este îngropat și oasele lui sunt date ca fiind o amintire pentru poporul Israel, dacă te uiți în tot firul ăsta narrativ, vezi că Dumnezeu, prin Duhul Sfânt și prin omul care scrie această carte, reușește să te țină în suspans. Reușește să te țină în suspans. Și acum gândiți-vă la suspansul ăsta. Iosif are vedenie, are prorocii, vorbim penticostal. Iosif are nu o prorocie, are două. Merge la două cercuri, vorbind din punct de vedere penticostal, ca să fim cât mai actuali. Iosif primește contractul și nu odată, de două ori. Iosif primește tot. Și dintr-o dată vezi cum povestea lui Iosif, de la omul care are vise, de la omul care Dumnezeu îl cheamă și vorbește, vezi cum ajunge omul care este vândut în Egipt, vezi cum devine omul care este aruncat într-o groapă, de la omul care este îmbrăcat cu cea mai frumoasă haină, cu o haină pestriță, cu o haină special pregătită, îl vezi pe Iosif, pe același Iosif, într-o groapă, dezbrăcat de haina lui frumoasă, dezbrăcat de demnitate, dezbrăcat de statutul privilegiat, dezbrăcat de orice. Și vezi povestea asta unui om chemat de Dumnezeu, a unui om care are o chemare specială, dar unui om care trece printr-un proces special. Pentru că, vedeți dumneavoastră, în viața de zi cu zi, toți am văzut oameni chemați. Toți am întâlnit măcar o dată un om chemat. Ce înseamnă un om chemat? Înseamnă un om înzestrat. Ce înseamnă un om înzestrat? Înseamnă un om în viața căruia Dumnezeu a pus ceva special. Vezi oameni chemați la orice pas. Vezi oameni chemați în biserică. Dumneavoastră, fiecare dintre noi, suntem oameni chemați. Avem chemarea la mântuire, avem chemarea la slujire, avem chemarea, dacă vreți, mai largă, generală, chemarea de a fi implicați în planul lui Dumnezeu și toți o avem de aici. Orice om care se naște, Dumnezeu, pentru că este creația lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu ne-a creat, pentru că suntem într-un fel oamenii care au fost creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, chiar dacă prin păcatul lui Adam și Eva chipul acesta a fost zdrobit, distrus, cu toate astea Dumnezeu încă de la naștere, cu toți, asta e credința mea, cu toți ar vrea să aibă, are un plan. E bine, doar că de la chemare până mai departe, și anume calificare, există un drum destul de lung de parcurs. Pentru că în dimineața asta, asta e titlul mesajului meu și asta vreau să ne uităm împreună, să vedem din viața lui Iosif sau mai ales din primul capitol, și anume diferența aceasta între chemare și calificare. Pentru că există o diferență. Noi cu toții din biserica noastră am văzut această diferență. Oameni chemați de Dumnezeu. Am auzit de oameni ca Billy Graham, care a fost chemat de Dumnezeu, am auzit de oameni chemați de Dumnezeu, oameni cu dar de predicare, oameni cu dar profetic, oameni cu darul încurajării, oameni cu daruri multiple, oameni chemați la mântuire, oameni cărora Dumnezeu le-a făcut chemare la mântuire, și cu toți am auzit și de o altă categorie de oameni care au rămas doar cu chemare, așa nume, au fost chemați, dar nu s-a mai întâmplat nimic cu ei. Povestim despre oameni talentați din biserică, așa-i? Avem în istoria bisericii noastre, chiar și Biserica Speranța, dar și în istoria Bisericii Penticostale din România, atâția oameni înzestrați de Dumnezeu, oameni care puteau ajunge pe culmi, oameni care aveau daruri, oameni care cântau excepțional, oameni care predicau excepțional, oameni care își manifestau un dar de profeție extraordinar de profund, oameni care se rugau excepțional, oameni care posteau excepțional, oameni care știau Biblia din Geneza până în Apocalipsa, din scoarță în scoarță, știau detalii, nu se potigneau doar în detalii, știau Scriptura, știau Cuvântul lui Dumnezeu, oameni chemați, oameni cu daruri, oameni abilitați, oameni cărora Dumnezeu investise în viața lor și le dăduse. Și toți suntem de aici astfel de oameni. Toți avem chemări, toți avem daruri, toți avem abilități. Pentru că ăsta e trupul lui Hristos, nu toți sunt mâna aici, nu toți sunt ochi, nu toți sunt picioare, fiecare suntem mădulare unii altora și suntem diversi. Dar vedeți dumneavoastră, aici este lupta între chemare și calificare, pentru că vedeți dumneavoastră, chemarea în viața lui Iosif ține strict de Dumnezeu. Chemarea în viața noastră ține strict de Dumnezeu.
n-ai niciun aport în fața chemării lui Dumnezeu. N-ai niciun motiv să te lauzi, pentru că Dumnezeu ți-a făcut o chemare. Chemarea ține de Dumnezeu, dar calificarea este conlucrarea între mine și Dumnezeu, între cel chemat și Dumnezeu care cheamă. Asta e calificarea. De aceea, uitându-ne în textul Scripturii, vreau să ne uităm la realitatea lui Iosif. În Iosif putem înțelege că Dumnezeu cheamă oameni și Dumnezeu îi cheamă chiar după principiul ăsta. Dumnezeu îi cheamă după principiul că nu se uită la om, ci se uită la cine este Dumnezeu. Dumnezeu când cheamă pe cineva, se uită la el, se uită la capacitatea lui de a rezolva lucrurile. Dumnezeu se uită în oglindă când cheamă pe cineva și se uită la atotputernicia lui, se uită la dragostea lui, se uită la harul lui și astfel cheamă un om. Dar vedeți dumneavoastră, chemarea aceasta, fără calificare, ajunge, și o să povestim despre asta spre sfârșitul predicii, ajunge să fie un dezastru. Dar uitându-ne în viața lui Iosif, vreau să vedem aspectele chemării. De ce Dumnezeu cheamă sau în ce moduri cheamă Dumnezeu? Pentru că în viața lui Iosif, chemarea lui Dumnezeu este făcută în momente imperfecte, în momente specifice, în momente cu care și noi ne întâlnim, și anume chemarea lui Dumnezeu în ciuda mediului nefavorabil. Asta văd la Iosif. Primul lucru pe care îl pot extrage din viața lui Iosif este că omul ăsta este chemat de Dumnezeu în mediul nefavorabil. Ce vreau să spun cu asta? Ce înseamnă mediu sau ce vreau să înțelegem prin cuvântul mediu? Înseamnă, dacă vreți, spațiul în care noi ne plimbăm. Și care este spațiul în care Iosif se plimbă? Taică-s-o, frații, bunică-s-o. Așa, un fel de triunghi ăsta, triunghi al groazei, triunghiul Bermudelor. Taică-s-o, Iacov, care știți cum îl mai chemeau Înșelătorul. Bunică-s-o, Isaac, care e foarte asemănător sau îi dă niște trăsături lui Iacov foarte puternice, așa nume favoritismul. Și mai apoi frații săi, care sunt niște oameni într-un fel neascultători, când merge să o răscumpere pe Dima, trece peste cuvântul tatălui, răspunde cu agresivitate lui Iacov, o familie răzvrătită, o familie disfuncțională. Și uitați-vă în ce context nefavorabil, dar în ce mediu nefavorabil este chemat Iosif. Țineți minte și când ați fost la un consult medical, există o întrebare: câți din familia ta sau până la câta generație îți cunoști înaintașii? Câți îi cunoști? Păi cunosc până pe la străbunica sau stră-străbunica. Și începe să te întrebe, câți dintre ei au avut probleme cu diabetul? Câți dintre ei au avut probleme cronice? Câți dintre ei au avut cancer? Câți dintre ei au avut probleme cu tensiunea, cu inima? Câți dintre ei au avut, nu știu, varice, că astea le-am și eu? Câți dintre ei? Și atunci, în funcție de câți dintre ei, îți calculează o probabilitate ca fie copiii tăi sau tu să ai o astfel de problemă în viitorul îndepărtat sau apropiat. Pentru că așa funcționează. Nu, medicul te întreabă, măi, câți au avut? Cu ce s-a confruntat familia ta? Care e istoricul bolilor din familia ta? Ai avut probleme, ai avut oameni care au avut probleme de schizofrenie, de sindromul Down și așa mai departe? E bine, asta ți-ar putea influența copiii. Și vedeți dumneavoastră, asta se întâmplă în viața lui Iosif. În viața lui Iosif sau în familia lui Iosif, în familia lui Iacov, observăm tiparul ăsta, un mediu nefavorabil. Care sunt trăsăturile acestui mediu nefavorabil în care ți-e aproape imposibil să crești? În primul rând, favoritismul. Uitați-vă la cuvântul lui Dumnezeu și te rog să afișezi asta, versetul 2. Iosif, la vârsta de 17 ani, păștea oile cu frații lui. Băiatul acesta era cu fiii Bilhei și cu fiii Zilpei, nevasta tatălui său, adică țiitoarele. Și Iosif spunea totul, toate vorbele rele. Și interesant care e reacția lui Iacov, lui Israel. Israel iubea pe Iosif mai mult decât pe toți ceilalți fii ai săi, pentru că îl născuse la bătrânețe și a făcut o haină pestriță. Nu, ai zice, mă, ce treabă are favoritismul acum? Cât de grav poate fi favoritismul? Dar vedeți dumneavoastră, favoritismul ăsta poate crea monștri. Favoritismul lăsat liber în familie, în biserică, în societate, creează monștri. În biserică favoritismul creează staruri. În societate favoritismul creează oamenii ăia care merg 110 până localitate, 160 până localitate, îl omoară pe unul pe trecerea de pieton și scapă basma curată. Favoritismul creează monștri în societatea în care trăim și asta se întâmplă în viața lui Iosif.
Dacă te uiți la versetul 2, foarte interesant versetul 2, comentatorii spun despre Iosif că Iosif aici avea o trăsătură mai ciudată de caracter și anume vorbea de rău, pentru că asociază comentatorii biblici cu Numeri, capitolul 14, pare mi se, cu iscoadele care vin cu cele 10 iscoade și prezintă țara într-un fel mai negru decât ea. Iosif beneficia de statutul ăsta de favorit. Iosif stătea bine mersi pe scaunul de favorit. Iosif era încurajat, Iosif era întărit. Vedeți dumneavoastră, favoritismul ăsta nu-i doar în viața lui Iacov, favoritismul în viața lui Israel, în viața lui Isaac. Isaac îl favorizează mai mult pe Esau și faptul ăsta o intrigă pe Rebecca și faptul ăsta nu doar că o intrigă pe Rebecca, mai face ceva, îl intrigă pe Iacov și Iacov vrea să primească dreptul de întâi născut. Într-un fel acolo favoritismul ăla nu-i plăcea nici lui Iacov, nici Rebecca, nu le plăcea. Și Isaac era în acel favoritism. Mai mult Avram, într-un fel, e suspect de acest favoritism. Când copilul său, Ismael, e dat la o parte și după aia înlocuit cu Isaac, când femeia asta e aruncată și Dumnezeu trebuie să intervină supranatural, vedeți dumneavoastră cum merge favoritismul ăsta ca un ceas de la elvețian, fiecare rotiță la rândul ei mișcă altă rotiță și asta se întâmplă. Favoritismul creează monștri. Avram poate nici nu a băgat de seamă că Isaac o să crească cu o problemă. Isaac, în schimb, a crescut cu problema asta. Dar în viața lui Isaac nu s-a văzut atât de, poate, de grav, de dur această problemă a favoritismului cât s-a văzut în viața lui Iacov. Pentru că din cauza lui Iacov, și aici e interesant, omul care e favorizat, de regulă, nu el este ținta atacurilor directe. El este doar produsul, el este doar rezultatul. Oamenii atacă un om favorizat cu gândul ca să atace pe cel care l-a favorizat. Uitați-vă la copiii lui Iacov. Copiii lui Iacov, dragii mei, ceilalți copii al lui Iacov, nu l-au urât numai pe Iosif. Copiii lui Iacov, de fapt, l-au urât pe Iacov. Copiii lui Iacov l-au urât pe tatăl lor pentru că favoriza pe unul dintre copii și favoritismul ăsta încurajează și mediocritatea, încurajează și mândria. De ce? Pentru că în momentul în care toată lumea te mângâie și toată lumea spune, îi bine, ajungi la un moment dat să crezi că totul e bine. Ești pe nicăieri, poate, dar tu ești omul favorit. Și ascultați-mă, predica asta sau punctul acesta, vreau să vă gândiți bine la el. Oameni care aveți copii, părinți, tată sau mamă, favoritismul, dragii mei, se va întoarce împotriva dumneavoastră. Copiii se vor certa și știți din a cui cauză, nu din cauza copiilor, din cauza a noastră ca părinți. În momentul în care unul este lăsat și altul este ridicat, în momentul ăla cel lăsat, reacția lui firească va fi să-l urască pe cel ridicat. Dar de fapt el nu îl urăște pe cel ridicat, el îl urăște pe cine e în spatele celui care îl ridică. Într-un fel meschin, într-un fel favoritismul lui. Uitați-vă ce monștri poate crea favoritismul. Uitați-vă în Scriptură, oameni favorizați. Uitați-vă, dar uitați-vă totuși, Dumnezeu omului favorizat îi face o chemare. Asta e interesant. În pofida mediului nepropice, în pofida mediului ciudat, omul care e favorizat este chemat din mediul ăla ciudat. Mai mult, un mediu ciudat înseamnă și un mediu nu doar al favoritismului, ci al și urii. Familia asta era îmbibată de ură. Copiii ăștia omorâsere o cetate aproape, o trecusere prin sabie. Cei 10 copii, cei 11 copii, trecuse acea cetate prin sabie din cauza lui Dima, din cauza sorei lor. Și, dragii mei, Dina, sorei lor, și, dragii mei, gândiți-vă ce familie care era plină de ură, de vreo 7 sau de vreo 5 ori, vedem cuvântul a urât sau a invidiat în capitolul 37, versetul 4, versetul 5, versetul 8, versetul 11 și celelalte versete în care ni se transmite ideea urii, ni se transmite ideea nepăsării. Oamenii ăștia, după ce l-aruncă pe Iosif în groapă, oamenii ăștia, ce fac? Încep să mănânce. Și-au întins masa, și-au pus grătarul. Pe ce familie aia în care să crești? Să crești într-o familie în care tatăl tău te favorizează și favoritismul ăsta creează în tine starea că ești perfect. Și totuși Dumnezeu te cheamă să treci la un alt nivel.
Mai mult să stai în familia aia în care totul e ură, tot timpul e război, tot timpul trebuie să fii în gardă, tot timpul inima ta e împietrită. În familia aia, în mediul ăla, Dumnezeu face chemare. De ce vorbim despre mediul nefavorabil, caracterizat de ură și favoritism, fiindcă astea sunt prezente și în viața noastră. Uitați-vă în societate, dragii mei, din păcate, uitați-vă și în biserică. Uitați-vă la copii care este nota 10, doar că părintele nu e în statut privilegiat. Copilul ăla poate avea media 10, copilul ăla poate fi cel mai bun. Știți cine o să fie pruncul cel mai dus la olimpiade, la Erasmus, la nu știu ce? De regulă sau de cele mai multe ori, nu neapărat că e o regulă, dar ăsta e sistemul în care noi trăim, e copilul cu bani. Uitați-vă cine intră de regulă la facultăți, sunt oameni care muncesc și vezi că omul care muncește ia aceeași diplomă, ia același merit, ia același grad, ia același titlu, poate de inginer, de doctor, ca și acel copil care are relații. Și așa e, nu-i drept. Vezi oameni care muncesc să ajungă în pozițiile lor și au capacitatea să fie acolo și vine altul care ajunge poate în aceeași poziție și ca Eclesiastul poți să spui, totul e goană după vânt. Și vedeți dumneavoastră, noi ne mișcăm în mediul ăsta și al favoritismului, mai ales în mediul ăsta așa balcanic al nostru, și al favoritismului și al urii. Dar asta e frumos, că Dumnezeu în mijlocul acestor medii nefavorabile, Dumnezeu caută metode prin care să cheme. Dumnezeu nu leapădă. Dumnezeu nu se uită neapărat la mediu și alege în funcție de mediul în care te-ai născut. Bă, tu te-ai născut într-o familie bună, pe tine nu te-au menajat sau pe tine nu te-au favorizat sau pe tine te-au favorizat mai puțin, tu ești bun. Nu, Dumnezeu cheamă. Dumnezeu cheamă. Dumnezeu cheamă și părinții care au favorizat și au creat rupturi în familie. Dumnezeu cheamă oameni. Ăsta e mesajul principal, că Dumnezeu caută. Cel mai important factor în chemarea noastră, în planul lui Dumnezeu, nu suntem noi, nu-i mediul nostru. Cel mai important factor în chemarea lui Dumnezeu, să fim în planul lui, este însuși Dumnezeu. El e cel mai important, nu mediul în care ne aflăm. Mai mult, chemarea lui Dumnezeu, în ciuda împotrivirilor, asta văd la Iosif. E bine, în viața lui Iosif văd câteva reacții. Acea a treia lege a lui Newton, și anume, orice acțiune are o reacțiune, o vedem și în domeniul spiritual. Oricât de mult ai vrea să înaintezi din punct de vedere spiritual, există o forță care acționează împotriva ta. Când mergi cu mașina, când te deplasezi, când încerci să tragi un căruț, când încerci să tragi poate cea mai bună imagine, când încerci să tragi o simplă cutie după tine, din cauza forței gravitaționale, din cauza forței frecării, din cauza a mai multor factori, poate a unei pensi înalte, poate din cauza asta, corpul ăla începe să pună presiune. Pentru că există o forță care o trage înapoi. Și, dragii mei, asta e și spiritual. Asta văd în viața lui Iosif. Pe cât de mult îi arată Dumnezeu înălțarea la care vrea să-l aducă, pe atât de mult fiecare circumstanță din viața lui, fiecare împotrivire din viața lui, arată de fapt contrarul. Pe cât de mult Dumnezeu îi arată că Iosif va fi înălțat, pe atât de mult frații lui vor să-l vadă băgat în groapă. Pe cât de mult Dumnezeu vrea să fie înălțat și să fie un ajutor pentru oameni, faptul că Iacov îl înalță pe Iosif într-un mod al favoritismului, într-un mod eronat, îl face pe Iosif de fapt dintr-un ajutor pentru oameni să devină un inamic pentru oameni. Ce ciudat! Asta pentru că, dragii mei, ori de câte ori se face chemarea lui Dumnezeu, există împotriviri, dar chemarea lui Dumnezeu se face în ciuda împotrivirilor. Uitați-vă la forța asta de împotrivire, frații lui. Dar e interesant totuși că în capitolul 37, dacă îl citiți și l-am citit, nicăieri în 36 de versete nu găsim nici măcar o dată scris cuvântul Dumnezeu. Nicăieri. Nicăieri nu auzim ceea ce am auzit, poate în capitolul 12 din Geneza, Dumnezeu i-a vorbit lui Avram, ieși. Nicăieri nu avem un capitol ca și momentul în care Iacov se întâlnește cu Dumnezeu la Betel și Dumnezeu îi vorbește. Cu toate astea, din experiența lui Iosif, observăm, mai ales dacă te rog să afișezi Geneza 41 cu 32, că cine este autorul viselor, mai ales al viselor lui Iosif, este însuși Dumnezeu. Pentru că uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Când Iosif îi vorbește lui Faraon, cât privește faptul că Faraon a visat visul de două ori, și amintiți-vă visul lui Iosif, același vis, cu mai multe detalii, dar mesajul e același, cu privire la visul ăsta pe care l-ai visat de două ori, spune Iosif, înseamnă că lucrul este hotărât din partea lui Dumnezeu
și că Dumnezeu se va grăbi să-l aducă la îndeplinire. Când poate să spună Iosif cuvintele astea? În momentul în care retrăiește amintirile de la 17 ani, când are visul. La 17 ani Iosif visează același vis de două ori și Iosif înțelege peste ani de zile, peste aproximativ 13 ani de zile, că atunci când visezi, că mai ales în Orientul Antic, mijlociu din perioada aia, în perioada lui Iosif, orice vis nu avea ca fundament gândirea, stresul, orice vis venea de la Dumnezeu. Așa se credea în vremea aceea. Și mai ales Iosif are un vis de la Dumnezeu. Se repetă de două ori, este același mesaj și mai mult Dumnezeu îl împlinește cu trecerea anilor. Și, dragii mei, chiar dacă chemarea lui Iosif e atât de măriață, chiar dacă chemarea lui Iosif e atât de frumoasă, există împotrivire. Și există un fel de împotrivire. Împotrivirea cauzată de noi. V-am spus că în versetul 2, Iosif șoptea cuvintele. Iosif începea să vorbească rău și dacă ne uităm în Numeri 14, de la 36 la 37, există același termen și anume, oamenii începeau să vorbească, să fie șoptitori. Asta făcea Iosif. Interesant trăsătura de caracter. Iosif, la 17 ani, nu putem să-l portretizăm drept neapărat omul perfect. Iosif la 17 ani întâmpină una dintre cele mai mari împotriviri când vine chemarea lui Dumnezeu. Nu împotrivirea demonică, împotrivirea sinelui nostru, împotrivirea ceea ce sunt eu. Știți că de regulă cine este cel mai, dacă vreți, zidul care împiedică uneori lucrarea lui Dumnezeu să înainteze, uneori nu-i diavolul, uneori suntem noi înșine, prin caracterul nostru, prin trăirea noastră, prin gândurile noastre. Și Iosif foarte bine ar putea să fie omul care își stârnește singur împotrivirile, pentru că verbul ăsta spunea tatălui său lucrurile, denotă ceva negativ în Vechiul Testament, un fel de bârfă. Dar mai mult, uitați-vă la versetul 5, acum Iosif știa că frații lui îl urăsc. Uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu, Iosif a visat un vis și în loc să meargă la taică-sa, în loc să meargă la maică-sa, deși Rahela murise, în loc să meargă la părinții lui, în loc să meargă la alți oameni, zice cuvântul lui Dumnezeu că Iosif a mers la frații lui și a istorisit visul. Și dacă te uiți în versetul 6, spune, ia ascultați ce vis am visat. Nu denotă mândrie, nu denotă lăudăroșenie. Când vine Iosif la frații lui de departe, cuvântul pe care frații lui îl folosesc, zice, vine visătorul. Un cuvânt care îl batjocorea. De ce? Pentru că Iosif, cel mai probabil, se lăuda cu asta. Împotrivirea care vine din tine, care ești tu. Uneori vine chemarea lui Dumnezeu și uneori vine împotrivirea care însemn tu. Uneori nu te uiți la Iosif, într-un fel, dacă vrei să-l portretizezi puțin negativ, îl vezi omul lăudăros, îl vezi omul bârfitor. Dar e interesant că cu toate astea, Dumnezeu continuă să-și țină chemarea în picioare pentru Iosif. Dumnezeu continuă să aibă aceeași chemare pentru Iosif. Mai mult, Dumnezeu continuă să aibă aceeași chemare pentru Iosif, chiar dacă el experimentează împotriviri din exterior, frații lui care vor să-l omoare, frații lui care sunt împotriva lui, chiar taică-s-o care îl mustră, când are visul ăla, taică-s-o vine și îl mustră și spune, Iosif, stai puțin că nu o să fie chiar așa, îi taie aripile, cum ar zice mulți, taie elanul, îi taie aripile și de fapt îi zdruncină visele, taică-s-o, câtă împotrivire. Și câtă împotrivire nu poți să experimentezi și tu? Câtă împotrivire interioară, nu? Când îți face Dumnezeu chemarea și vin oamenii poate pe bună dreptate, se uită la tine și se spun, mă, dar ăsta o să fie ceva? Tu o să fii ceva? Și vine Dumnezeu cu chemarea. Și vine Dumnezeu cu chemarea oamenilor din lume. Și vine Dumnezeu cu chemarea oamenilor din biserică. Și vine Dumnezeu cu chemarea la a fi implicat în planul Lui. Și ciudat, Dumnezeu alege oameni atât de imperfecți, atât de ciudați. Îl alege pe un Petru care și el avea probleme cu mândria și el avea probleme că vrea să fie tot timpul în față. Îl alege pe Petru, îl alege pe David care are puțin probleme cu nervii pentru că la un moment dat, vedeți dumneavoastră, David, pe cât e el de bun, la un moment dat îi spune lui Solomon, Solomon, hai încoace, hai să spun acum. Uite, eu nu l-am omorât pe Shimei, eu nu l-am omorât pe ăla, eu nu l-am omorât pe ăla. Să nu-i lași cu viață. Contabiliza totul. Era omul care poate și-a întins mâna, a zis să mă porc cu bunătate ca lui Dumnezeu față de casa lui Saul. Dar după ce a trecut împărăția în mâna lui Solomon, i-a spus lui Solomon, Solomon, tot rade, pentru că mi-a ținut jurnalul, mi-a ținut contabilitatea faptelor rele. Și totuși Dumnezeu l-a ales.
Și totuși Dumnezeu alege și astăzi, în pofida, în pofida împotrivirilor, chiar dacă sunt exterioare sau interioare, și în ultimul rând, chemarea lui Dumnezeu în ciuda circumstanțelor. Acum, modul normal sau tipul normal pe care Dumnezeu îl folosește de regulă e ăsta. Primul născut are întâietate. Primul născut trebuie să fie omul care să-i zbăvească. Și uitați-vă pe cine cheamă Dumnezeu. Nu-l cheamă pe primul născut al lui Iacov, îl cheamă pe penultimul născut, și anume Iosif. Nici măcar ultimul, care era Beniamin. Pe Iosif. Mai mult, dacă te uiți, această tipologie de lucru al lui Dumnezeu se vede și în viața lui David, când vine Eliab, când vin toți oamenii aia puternici, frații lui David, și vezi pe Samuel că se uită la oamenii puternici, se uită la primul născut al lui Isai și zice, ăsta o să fie rege, și Dumnezeu îi spune nu. Pentru că aici, la contextul ăsta, la circumstanțele ciudate în pofida căreia Dumnezeu face chemarea, vedem vârsta, statutul lui Iosif și vedem groapa lui Iosif. În toate te poți încategorisi. Iosif e chemat la 17 ani. Aici sunt tineri de 16 ani, 17 ani, 14 ani. Dumnezeu i-a botezat cu Duhul Sfânt la 14 ani. Dumnezeu, biserica noastră i-a botezat și în apă la 14 ani. Și Dumnezeu le face chemare. Dar aici nu sunt doar tineri, aici sunt bătrâni. Crezi că pe Iosif, care a fost chemat la 17 ani de Dumnezeu, nu e același Dumnezeu care l-a chemat pe Noe? Noe care în intervalul vârstei de 500-600 de ani, acolo în intervalul ăsta de vârstă, Noe construiește arca chemat de Dumnezeu? Gândește-te cât de înaintat era Noe în vârstă. Ce te poate opri pe tine să fii chemat de Dumnezeu? Ce circumstanțe din viața ta? Mai mult gândește-te la statutul social al lui Iosif. Iosif care era nu primul născut, Iosif care nu era statutul ăla social privilegiat, Iosif care nu era decât un puștan de 17 ani, Iosif care n-avea drepturi teoretic, altul trebuia să ia moștenirea lui taică-său, primul născut trebuia să ducă moștenirea, statutul social defavorizat. Aici nu suntem de ăștia? Nu suntem noi oameni care nu tot timpul avem un statut social favorizat? Sau chiar culmea, astăzi în biserică există și o schimbare de paradigmă. Nu doar cei cu statutul privilegiat, ci cei care au un statut așa mai bun, ăia n-au cum să aibă chemarea lui Dumnezeu. Și asta e o schimbare de paradigmă, o schimbare de gândire. Și Dumnezeu cheamă și pe cei cu statut bun și pe cei cu statut mai puțin bun din punct de vedere social. Dar Dumnezeu cheamă și oameni din groapă. Și acum întrebarea ar fi în ce grop te afli? În ce grop ai putea fi? Groapa insuccesului, groapa datoriilor, groapa bolii, groapa urii, groapa neiertării, groapa păcatelor. Oriunde te uiți în Scriptură, spune că Dumnezeu poate să scoată din groapele astea. Fie că e groapa locuinței morții, Dumnezeu poate să scoată oameni care sunt pe buza morții, oameni pe care se vindece. Fie că e vorba de groapa mocirilor, groapa păcatului, Dumnezeu poate să scoată de acolo. Fie că e groapa îngrijorării, Dumnezeu poate să scoată de acolo. Fie că e groapa nedreptății, în cazul lui Daniel, Dumnezeu scoate de acolo. Există grop din care Dumnezeu scoate. Și gropele, circumstanțele astea, nu înseamnă că Dumnezeu nu va mai lucra în viața ta. Doar că văzând caracteristice, te uiți la Gedeon, te uiți la Iosif, te uiți la David și, dragii mei, te uiți la Iisus. Cine ar fi crezut că din Iisus poate să iasă Mesia? Din familia unui tâmplar. Din familia unui tâmplar, din familia lui Iosif, din familia Mariei, se naște într-un fel susceptibil de curvie, adică oamenii ăștia n-aveau cum să nască, erau doar logotnici. Iisus care se naște în circumstanțe nefavorabile este Mesia, este omul lui Dumnezeu, este Fiul lui Dumnezeu, este răscumpărătorul lumii. Circumstanțele în fața chemării nu înseamnă totul. Dar vedeți, dumneavoastră, am vorbit despre chemare și vreau să ne uităm la aplicația practică și cu asta încheiem mesajul. Și după aia o să ne apropiem de cină. Uitați cuvântul ăsta. Te rog să afișezi ultimul slide. Poți să fii chemat de Dumnezeu, dar e imposibil să fii calificat fără să fii disciplinat de Dumnezeu. Dragii mei, toți de aici, pot să spun asta bazat pe cuvântul lui Dumnezeu, aveți o chemare. Chiar dacă ești nepocăit, ascultă-mă, ai o chemare în dimineața asta. Chemare la pocăință. Doar că vedeți dumneavoastră, pasul de la chemare la calificare, pasul ăsta nu se cheamă metru, pasul ăsta nu se cheamă credință, nu trebuie să faci un pas prin credință, pasul ăsta se cheamă disciplinare. Uită-te în viața lui Iosif, un om chemat, fără ca mai apoi să fie disciplinat, e un simplu talent.
care se stinge și moare. Asta, cu asta aș vrea să rămâi în dimineața asta. Orice chemare fără disciplinare ajunge la descalificare, pentru că despre asta e. Orice chemare pe care ți-o dă Dumnezeu, fără să fii disciplinat de Dumnezeu, ajunge să fie descalificare pentru tine. Și de aici oamenii cu daruri, de aceea vorbeam despre favoritism, pentru că oamenii care au experimentat favoritismul de regulă se culcă pe ureche și spun: pot să trăiesc cum vreau eu, pot să trăiesc liniștit, nu trebuie să muncesc, nu trebuie să fac nimic, nu trebuie să mă străduiesc, pentru că totul mi se cuvine. Oamenii care trăiesc într-un mediu al urii sunt oamenii care atunci când au o critică, oamenii care primesc o critică, oamenii care primesc o mustrare, nu tot timpul cele mai frumoase mustrări, nu tot timpul vin la cel mai bun moment. Oamenii ăștia care au trăit într-un mediu al urii, într-un mediu al atacurilor, ori de câte ori primesc o mustrare, o iau personal. Nu o iau pentru dezvoltarea lor, o iau că cineva are treabă cu ei. Ați întâlnit astfel de oameni? Poate întâlniți în oglindă. Oamenii care trăiesc în atâtea încercări, în atâtea opoziții, în atâtea probleme, oamenii ăștia când sunt chemați și urmează perioada de disciplinare, oamenii ăștia, în loc să pună disciplinare pe baza lui Dumnezeu, o pun pe baza diavolului. Oamenii care trec prin boli, care au trecut toată viața prin împotrivire, l-au acceptat pe Hristos și după ce l-au acceptat pe Hristos, dau de boală. Știți cine cred că e sursa bolii? Diavolul. Știți cine cred ei că sursa poate a căderii în păcat? Diavolul. Nu-i ei sursa căderii. Nu-i faptul că ei nu postez, nu se roagă, nu citesc. Nu-i faptul că ei nu mai vin la biserică. Nu-i faptul că lor nu le pasă de nimic. Nu, diavolul e de vină, îl mustrăm și o trăiesc cum vreau eu în continuare. Și Dumnezeu disciplinează. Dragii mei, uitați-vă la Apostolul Pavel. Tot timpul citesc pe Pavel când mă gândesc la slujire. Începând cu capitolul 4, pare mi se. Începând cu capitolul 4 din 2 Corinteni. De la 1, de fapt, de la 1 până pe la 6. Pavel vorbește ce înseamnă să fii apostol. Și ce înseamnă să fii apostol în vremea noastră? Să-ți meargă bine. Să n-ai nicio problemă. Și ce însemna apostol în vremea lui Pavel? La un moment dat zice: am ajuns ca o priveliște pentru oameni. Nu mai tragem nădejde să fim vii. Am ajuns în atâtea dezastre, am ajuns în atâtea situații, am ajuns în atâtea... Și el spune, în capitolul 1, spune în felul următor: toate astea, prin toate astea am trecut, ca Dumnezeul mângâierilor, după ce ne-o mângâia pe noi, prin tot ceea ce am trecut noi, parcă ca și un rezumat, să vă putem mângâia pe voi. Dragii mei, Dumnezeu vă face chemări. Dar de la chemare până la calificare există un drum care se cheamă disciplinare. Iosif pe drumul ăsta începe să pășească. Iosif din omul favorit, Iosif din omul privilegiat de taică, s-a venit Dumnezeu și a spus: Iosif, la 17 ani, Iosif, ești un pic amândru, hai să te trec prin groapă. Iosif, tu ești prea bine îmbrăcat, mă. Tu deja te prea încrezi în ceea ce tu ești. Hai să simbolizăm hainele cu puterea fizică. Iosif, tu ești prea bine îmbrăcat. Iosif, tu te prea lauzi cu vestimentația ta. Omule, tu te prea lauzi cu puterea ta. Hai să-ți iau din putere. Iosif, tu ești prea bine între frații tăi. Tu te crezi deja șef peste toți. Tu te crezi deja lider peste toți. Hai să te duc în robie, Iosif. Hai să te duc acolo. Iosif, am un plan cu tine. Iosif, vreau să te fac magistrat. Vreau să te fac ministru în casa lui Faraon. Dar Iosif, hai puțin pe la Potifar să înveți ce înseamnă administrația cu zbiciu. Să înveți ce înseamnă că atunci când greșești o virgulă, să nu mai mănânci o săptămână de zile. Iosif, hai să te aduc pe acolo. Hai să te aduc în ispita sexualității, Iosif. Pentru că atunci când va veni ispita posesiunilor materiale, s-o poți birui. Iosif, hai să te trec prin ispita răspunsurilor eșuate la rugăciune. Credeți că Iosif nu s-a rugat în închisoare? Doamne, dar acum unde ești? Dragii mei, Dumnezeu cheamă, dar Dumnezeu, pentru a califica, ne trece prin procesul de disciplinare. Asta face Dumnezeu cu noi. Asta face Dumnezeu până ajungem în cer. Asta face Dumnezeu cu tine. Și ce e interesant, cu cât ai mai multe daruri, cu cât ai mai multe abilități, se aplică cuvântul acela: cu cât știi mai mult, cu atât vei fi judecat mai aspru. Cu cât ai mai mult, dă-mi voie să spun asta, cu cât ai mai mult din partea lui Dumnezeu, direct proporțional sau la fel, vor veni și metodele lui Dumnezeu de șlefuire. De ce? Pentru că Dumnezeu vrea să folosești tot ceea ce ți-a dat în voia Lui, în parametrii voiei Lui. De aceea vin încercări. Încercările, dragii mei, nu-s, dacă vreți, invenția diavolului. Încercările sunt invenția lui Dumnezeu.
Aduceți-vă aminte de Iov. Știți ce scop are Dumnezeu în fața lui Satan cu Iov? Să se laude cu el. Uită-te la neprihănitul meu Iov. Uită-te cine e Iov. Uită-te la sfântul meu Iov. Cum ajunge Iov să fie calificat fiind disciplinat? În dimineața asta te întreb, cu toată chemarea lui Dumnezeu pe care ți-a făcut-o, la mântuire, la darul, la ce vrei tu, te lași disciplinat de El în procesul modelării pentru a fi calificat de El sau nu? Dragii mei, vreau să ne ridicăm în picioare, pentru că cina Domnului este un astfel de moment. Apostolul Pavel spune în 1 Corinteni 11, fiecare se cerceteze pe sine însuși, ascultați cuvântul lui Dumnezeu, negru pe alb, și așa să mănânce. Dragii mei, în dimineața asta vă chem să mâncați cina Domnului, așa cum sunteți. Să fie un moment în care ne punem oglinda, oglinda pe care scrie, sau dacă vreți, acel tablou pe care scrie cine ar fi vrut Dumnezeu să fie eu. Puneți în minte asta. Tabloul cu tine, unde ar fi vrut Dumnezeu să fie astăzi. Și pune lângă o oglindă, unde ești tu astăzi, de fapt. Asta e cina Domnului. Unde ar fi vrut Dumnezeu să fii și unde ești tu astăzi. Și în dimineața asta, alege împreună cu mine calea lui Dumnezeu. Știi care e calea lui Dumnezeu? Doamne, iată-mă, modelează-mă, iartă-mă, spală-mă, curăță-mă, dar nu-mi lua chemarea și nu mă face descalificat. Pentru că despre asta e vorba, dragii mei. Cum zice Pavel, mă lupt, nu cu pumnul în vânt, ca după ce mi-am împlinit chemarea, ce-am fost eu chemat să fac, să nu fiu descalificat în fața Regelui, în fața lui Dumnezeu. Asta ar vrea să fie pentru noi. Cina Domnului astăzi să fie un moment în care ne uităm la noi și ne întrebăm sincer, Doamne, uitându-mă unde vrei Tu să fiu și unde sunt eu astăzi, oare dacă rămân în starea asta, n-aș fi descalificat pentru totdeauna din viața cu Tine, din slujire, din orice domeniu? Doamne, stau la masă cu Tine pentru că înțeleg că cine nu mănâncă și nu bea din trupul și sângele Domnului n-are viață în el. Doamne, vreau să am viață din Tine. Fiecare să se cerceteze pe sine însuși și după ce se cercetează, după ce își vede starea, să mănânce așa cum e, pentru ca de acolo să înceapă o viață cu Dumnezeu. De acolo să înceapă o viață proaspătă cu Dumnezeu. De aceea, haideți să ne rugăm și în timpul acesta invit și frații slujitori să vină aici în față, pregătim, dar rămânem până când vom încheia programul într-o stare în care îi cerem lui Dumnezeu să ne modeleze, îi cerem lui Dumnezeu transformare, îi cerem lui Dumnezeu schimbare, pentru că despre asta este vorba. Hai să intrăm în rugăciune, hai să ne rugăm.